Spuneți-mi, când l-ați creat pentru prima oară pe Neamărin? Sau cum v-a venit ideea? A avut o naștere mai lungă, în sensul că eu povesteam încă din timpul liceului, pe urmă la facultate, colegilor de cămin, de clasă, le povesteam întâmplări de la mine din sat. Încet, încet, ele au început, cum să spun, să se concretizeze în gura unui anume personaj. Ideea mi-a venit însă mult mai târziu, când am fost solicitat de radio televiziune, de radio în primul rând, de unul din foștii colegi care mi-a spus: mă, tu în timpul facultății ne spuneai niște întâmplări oltenești, n-ai vrea să le spui la radio. Eu m-am dus cu inima înduită, ca să fiu sincer, că mă gândeam că ele au un efect într-un cadru restrâns. M-am dus, ei au primit, tot așa cum spuneți dumneavoastră, niște scrisori și așa au început emisiunile. Cum s-a concretizat Mărin și Veta, ăsta e un omagiu adus unui unchi al meu care a dispărut pe front, pe care îl chema Mărin și care era foarte vesel, un tip foarte cu mult haz, și pe nevastă s-a o chema Veta. Mi-a spus de altfel că în tren aflați o mulțime de amănunte între Craiova și București, nu? Sau da, este adevărat. De câte ori mă duc cu trenul în partea Olteniei, da, mă bucur foarte mult, se simte imediat cum trenul începe să înmagazineze Olteni. Se schimbă și ritmul conversației, și problematica, și felul de a pune problemele. Totul devine mai vioi, mai viu, mai cu haz. Și am înregistrat o sumedenie de lucruri realmente din tren. Cum de reușit să săriți, după părerea noastră, cu atâta ușurință, de la rolul de pildă al Neamărin, la rolul de dramă, la rolul de comedie? Cum se petrece acest salt permanent al dumneavoastră? N-aș spune că e un salt care e specific numai mie, ci tuturor actorilor. De fapt, aceasta este meseria de actor, de a întruchipa caractere dramatice, cât mai diferite, cât mai diverse. Eu consider că nu există nicio deosebire între dramă și comedie. Am auzit de foarte multe ori vorbindu-se cât de grea e comedia față de dramă sau invers și așa mai departe. Mie mi se pare că este vorba de același lucru, dar care este privit din alt unghi de vedere. Sunt convins că orice întâmplare poate fi povestită în așa fel încât să stoarcă și lacrimi și hohote de râs. Mi se pare o trăsătură specifică poporului român. Acest a face haz, câteodată chiar de necaz. Țin minte, m-am întâlnit odată cu un neamț care îmi povestea o excursie a lui în România pe la mănăstirile din nordul Moldovei și cum i s-a stricat lui motorul și a trebuit să ducă la nu știu ce autoservis, și eu tot așteptam, povestindu-mi, să văd care e poanta. Nu era nicio poantă, era o tragedie shakespeariană, tot ce îmi povestea el. Și mi-am dat seama câtă diferență este între un astfel de punct de vedere asupra vieții și altul, cum povestit de un român care îmi povestea un accident leșinat de râs, în care el își rupsese un picior, ălălalt trei coaste, zice: da, nenorocitul de ăla care a stat în spate, ăla ce nu avea niciun dinte în gură și nu înțelegeam ce spune. Și el îmi povestea toată această dramă, acest accident, dar, cum să spun, luat pe partea cealaltă. Totul era de un haz nemaipomenit, cum ăla vroia să le spună ceva și nu putea, că își rupsese din doi dinți sau trei dinți din față. Și mi-am dat seama, există această posibilitate de a trata, cum să spun, bineînțeles, în afară de lucrurile clare, majore, dar, în general, viața poate fi privită și nu numai din două unghiuri de vedere, dintr-o infinitate de unghiuri de vedere. Eu făcusem Mihai Viteazu, care a avut succes, lumea l-a primit foarte bine și imediat după aceea, asta s-a întâmplat în 70, vreo doi colegi regizori au venit și mi-au spus: mai noi te-am vrut să-ți dăm un rol așa într-un film, dar zice, tovarășii de la Centrul Cinematografic au zis că tu, care ai jucat Mihai Viteazu, nu poți să joci treaba asta deocamdată. Și pe mine, să fiu sincer, m-a supărat treaba, pentru că se confunda cumva, știu eu, personajul cu actorul. Un actor trebuie să joace orice. De asta e o meserie extraordinară. Un actor trebuie să fie în stare să facă absolut orice. Și atunci treaba m-a supărat. Și
neamărind la televiziune, a fost un fel de replică. De replică, de afront chiar. Am primit telegrame la primele apariții al lui Neamărin de la oameni foarte de bună credință din țară, care spuneam dumneavoastră, care ai jucat Mihai Viteazul, te-a pus să spui povești cu întâmplări de la țară, la televizor, nu știu. Adică oamenii au fost șocați. Însă tocmai asta am vrut să demonstrez, că un actor poate să facă orice și să fie credibil și într-un voivod, și într-un țăran, și într-un om slab, și într-un om puternic, și într-un borfaș, și într-un jurist, și așa mai departe. Asta e meseria noastră. Și o ultimă întrebare. Ce sfat ați da unui tânăr actor? Știți cum a dat Rilke unui tânăr poet? Vă întreb pe dumneavoastră ca actor cu experiență. În primul rând, un suflet deschis, o sensibilitate veșnic în stare de alarmă, în stare să înregistreze ca un seismograf de cea mai mare precizie orice durere și suferință omenească. În al doilea rând, o dragoste de meserie care să-l ducă până dincolo de orice, cum să spun, sacrificiu personal, pentru că odată intrat în această meserie, după părerea mea, nu-ți mai aparții. Ești un exponent pe care lumea îl crede și așa e al său și vrea să se comporte ca atare. De aceea e o meserie care e superbă, care însă cere foarte multe renunțări.